Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la Gândește Corect. Dacă săptămâna trecută am discutat despre poezie și importanța literaturii în general, astăzi ne vom axa pe filozofie, în prima parte a emisiunii, deoarece am alături de mine în studio un olimpic național această disciplină, iar în a doua parte ne vom axa pe teatru. Voi avea lângă mine două tinere voluntare de la Teatrul Tineretul din Piatra Neamț și vom discuta despre această artă actoriei și cât de importantă este ea în viața noastră. Așadar, să începem cu prima parte, cu filozofia. Alături de mine se află, în studio, se află Lulea Francisc, olimpic. Mulțumesc pentru prezență, Francisc. Așa cum v-am spus, el este olimpic național la filozofie, este pasionat de această știință. Spune-ne, Francisc, la început, cum a luat naștere această pasiune pentru tine? Dacă a existat un moment care a declanșat această dragoste a ta pentru filozofie? Sunt mai mulți factori care au favorizat apariția pasiunii. Unul dintre filozofi, ca să dau un exemplu, Carmen Jasper, spune că la baza filosofiei este întrebarea, îndoiala și cutremurarea de sine. Cam asta e și factorul esențial în filosofie, să îți pui întrebări și să te îndoiești. Ce crezi legat de această ideologie pe care ai prezentat-o? Crezi că oamenii își pun întrebări? Sau ce îl determină pe om să-și pună întrebări? Există anumite, nu știu, situații din viața sa care pot să-l ducă pe o anumită parte a vieții, mă refer, nu știu, greutățile din viață. Cum se produce această schimbare? Pentru că vorbim până la urmă de o transformare atunci când omul începe să-și pună întrebări. Da, nu mă îndoiesc că toți oamenii își pun întrebări, numai că aș vrea să subliniez un aspect. Încă de când te naști până la o vârstă fragedă, gândești liber și pui întrebări. Le pui părinților ce înseamnă asta. Numai că există o tendință spre conformism și întrebările copiilor nu sunt satisfăcute pe deplin și astfel ei se închid în ei înșiși și astfel nu mai apare germenele alea. Acela de a căuta răspunsuri. Da, oamenii își pun întrebări, numai că rămân pe poziția asta. Mai departe nu. Mai departe ar trebui să te îndoiești și să cauți răspunsuri. Și cumva crezi că acest blocaj care intervine la copii este impus de societate? Ai pomenit de părinți, dar crezi că și societatea, nu știu, și la școală poate, chiar și în biserică, suntem cumva forțați să avem anumite principii și cumva să nu mai punem întrebări, să renunțăm la orice întrebare și să mergem așa cum ne impune societatea? Cum vezi situația asta? Sau depinde de fiecare să treacă peste aceste reguli, să le spunem așa, ale societății de astăzi? Da, sunt de acord. Oamenii ar trebui să treacă peste construcțiile astea sociale. Numai că unele întrebări pot să fie ușor riscante, mai ales pentru autoritatea bisericii sau pentru școală, de pildă. Un exemplu, de pildă, ar fi biserica. Așa. Răsar tot mai multe întrebări pentru dogma creștină. Așa. Și biserica încearcă să se răspundă, dar în interiorul dogmelor lor. Și dacă întrebarea unuia nu se intersectează cu răspunsul celuilalt, ne zice mai mult că nu i-ar satisface răspunsul, întrebarea. Da. Și crezi cumva că aceste întrebări pe care, sau aceste răspunsuri la întrebări pe care le primesc oamenii, în măsura în care îi satisfac, ei sunt de acord cu treaba asta, dar în momentul în care ceva ce ei sunt învățați nu corespunde cu dorințele lor sau poate cu ceea ce și-ar fi imaginat ei că este acest aspect al vieții, intervine cumva, nu știu, un blocaj la nivel mental, oamenii pot suferi din cauza asta, că ceea ce sunt învățați sau ceea ce vor ei să creadă când sunt mici, cumva nu corespunde cu ceea ce descoperă pe parcurs. Există riscul ăsta să fii blocat, să-ți pui prea multe întrebări încât să nu mai știi pe unde să ieși?
Da, ăsta este și un risc în a filosofa. Dar în filosofie sunt mai importante întrebările decât răspunsurile. Da, în societatea în care trăim sunt numeroase prejudecăți, stereotipuri care trebuie depășite. Și asta nu se poate decât prin întrebare și prin analiză critică. Și crezi tu că se poate schimba această mentalitate? Știi că se spune că e mai greu să schimbi mentalitatea unui om decât cursul unui rău. Crezi că ar trebui să fie schimbarea asta din partea fiecăruia, deoarece nu putem, e foarte greu ca doar 2-3 oameni, nu știu, din 100 să-și pună întrebări și restul să continue pe aceeași linie pe care, nu știu, o primesc încă de la o vârstă fragedă? Ar fi ideal ca toți să-și pună întrebări, numai că chiar dacă dăm un ajutor din exterior, nu, ajutorul vine din interior. Clar. Nu, dacă omul nu își dă silința să facă un problem. Un aspect care mie mi se pare foarte interesant și l-am întâlnit adesea, oamenii aceștia care nu își pun întrebări, da? Ignoranții, care efectiv trăiesc așa, viața este ceva care, cu care merg înainte, nu? Nu își pun întrebări, nu se întreabă absolut nimic, pot avea eu o viață fericită, deoarece în teorie, da, la suprafață, ei par foarte fericiți și duc o viață foarte frumoasă. Însă, oare să te mulțumești doar cu atât? Adică să nu îți pui absolut nicio întrebare, să trăiești doar pe această siguranță sau doar pe această premisă că nu trebuie să-ți pui întrebări? Sau aceasta este frumusețea vieții, să-ți găsești tu scopul, să-i dai tu un scop? Sunt două aspecte aici. Primul e că oamenii pot trăi fericit și chiar dacă nu au simțuri mai rafinate. Da. Ar, chiar dacă, am zice cu un proverb român, ar trece ca rața pe apă. Da, 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 exact. Numai că cu cât sondez mai mult prin întrebări, cu atât descoper mai mult. Și probabil la cel mai mult nu e prielnic ții. Da, acum depinde. Și probabil de asta vor să rămână la suprafață și să nu aibă contact cu miezul unor probleme. Da, și crezi că până la urmă depinde de fiecare, nu? Unii poate că se nasc cu această viziune, cu această capacitate de a-și pune întrebări, alții se mulțumesc cu puțin. Depinde. Aici e foarte interesant de atins aspectul ăsta. Tu crezi că această decizie, da, pe care tu ai, până la urmă este o decizie, dacă vrei să cercetezi sau dacă vrei să, cum ai spus și tu, să mergi pe aceeași linie fără să cauți răspunsuri. Lucrul ăsta depinde, nu știu, de educația pe care o primești, de mediul în care tu te dezvolți sau pur și simplu de la naștere unii oameni au o viziune și pot cerceta aceste aspecte sau și alții efectiv nu au primit de la naștere acest talent, această viziune. Deoarece, și te întreb asta, deoarece este o scriitoare americană, Helen Keller. Ea s-a născut oarbă și a fost la un moment dat întrebată ce ar fi mai rău decât să te naști orb, da? Și a spus că ar fi cu mult mai rău să te naști orb, să te naști văzător, dar să nu ai viziune. Deci atâta cum se pune problema că unii oameni efectiv nu au acest gift, da? Acest God's gift de care vorbesc americanii și nu își pun întrebări. Tu, din experiența ta, cum ți se pare? Depinde de mediul în care trăim, de educația pe care o primim sau totul se decide de la naștere? Probabil în acord cu genetica aș spune că și da. Genetica ar juca un rol important. Dar și de asemenea și mediul trebuie să fie propice unei meditații. Pe baza experienței personale, eu am vrut să cunosc și da, nu am fost ignorant. Dar nu aș vrea să-i cataloghez pe alții ignoranți că nu ar avea. Vorbim despre o minoritate care, sigur, până la urmă, cum ai spus și tu, orice om ar trebui să-și pună întrebări și cu siguranță își pune întrebări la un moment dat în viață, însă acum depinde în ce măsură reușesc să găsească răspunsul la acele întrebări și în ce măsură sunt dispuși să
ajungă la acele răspunsuri, dar deoarece unii efectiv se mulțumesc, nu știu, fac cale întoarsă după câteva încercări, nici măcar nu putem spune că, că și-au dat silința și după aia renunță. Este... De ce crezi că renunță? De ce crezi că oamenii nu mai nu cercetează în profunzime? Oare mă gândesc că este, nu știu, un teren minat pentru unii? Li se pare mult prea greu? Sau poate că unii găsesc că nu văd rostul? De ce să... Știi expresia aia că vorbeam în ediția trecută cu niște tineri poeți? Vorbeam despre Carpe Diem și toate principiile astea. Trăiește clipa, să fii oportunist, să faci viața ta frumoasă în fiecare zi. Filozoful mai degrabă se pierde în gândurile sale, nu? Și nu mai... Și mă gândesc că poate de asta. Unora le convine să trăiască momentul prezent și să nu-și pună atâtea întrebări. Se pune accentuat și pe latura pragmatică a lucrurilor. Filosofia ar putea suna anacronic pentru unii, mai ales când ar veni vorba de sensul vieții, cunoașterea, fericirea prin cunoaștere. Oamenii, în general, nu vor să uită de așa ceva, pentru că ei știu... Da, știu foarte bine că doar o viață au și exact, o vor pe asta să trăiască, deci nu ar vrea să facă efortul să gândească mai mult, să sondeze niște probleme. Dar dacă e să mergem pe linia asta, o să trebuiască să admitem că nu e adevărat, pentru că chiar și în, după renaștere, probabil, Galileu și-a pus întrebarea dacă chiar Pământul este centrul Universului. Mai târziu Copernic vine cu teoria heliocentristă. Da, el a fost condamnat de biserică, dar el a putut să facă un efort, să vadă, și chiar dacă a fost condamnat, el a continuat să scrie în unde a fost deținut în casa lui. Și astfel i-a dărut posterității un manuscris de o valoare inestimabilă. Imensă, da. Deci, până la urmă, ca să concluzionăm acest aspect, depinde foarte mult de motivația pe care o avem, nu? De cât de mult ne dorim, cât de mult sau depinde și de rapiditatea cu care reușim să trecem peste latura asta pragmatică și reușim să ajungem să visăm. Deoarece bănuiesc că toate marile cercetări, descoperiri, toate marile construcții au plecat de la un vis în prima fază. Știi, este circulă ideea că visez, deci pot. Dacă reușesc să visez ceva, înseamnă că pot transpune și realitate. Așa este și cu filozofii? Sunt filozofii visători? Da, sunt predispuși spre meditație, dar spre deosebire de poeți, de romantici, ei chiar caută rațional. Rațiunea. Baza unui argument, unei temelii. Bună oară, de ce care este cea mai bună societate? Care este cea mai bună putere? Cine ar trebui să conducă, care e sensul vieții sau... Întrebări de genul acesta. În principal, filosofia se ocupă cu tot și cu nimic. În sensul și că... Chiar întrebarea ce este filozofia este una filozofică, nu? Da, exact. Bine că ai dus vorba. Aș vrea să invoc un autor, Viorel Colțescu. Chiar el zice în cartea sa Introducere în istoria filosofiei, că chiar întrebarea asta ce este filosofia este o întrebare metafilosofică. Definiția pentru filosofie nu poate fi comprimată, condensată în două fraze. Dar putem accepta prezumptiv că etimologic, dacă ne raportăm la sens, că e dragostea de înțelepciune. Doar că nu-ți spune mai nimic asta, dragostea de înțelepciune, pentru ce? În mod normal, dragostea de înțelepciune o să stea alături de dorința de a ști, de dragul de a ști sau dorința dezinteresată de a ști. Doar că
După părerea mea, filosoful nu caută să afle adevărul doar de dragul de a ști, ci vrea să cunoască lumea, ca mai apoi să, nu știu, unii zic să trăiască fericit, alții să pregătească pentru moarte. Sunt multe definiții ale filosofiei, dar nu este nicio definiție care să fie acceptată unanim și să fie și univocă. Chiar un filosof, Heidegger, sublinează că apare un paradox când întrebăm ce este filosofia și ne învârtim într-un cerc vicios. Să răspundem la ce este filosofia înseamnă să știm ce este filosofia. Cum se mănâncă. Da. Dar ca să știm cu ce se ocupă filosofia, trebuie să știm în prealabil ce este filosofia. De ce e nevoie de o definiție preliminară? Aș zice că filosofia e însăși istoria filosofiei. Trebuie să treci prin istoria și să vezi cu ce s-a ocupat, ca mai apoi să spui cu ce se ocupă. Deci, din tot ce ai spus tu aici, putem concluziona că filosofia este așa mama tuturor științelor, regina tuturor disciplinelor. Dar, de pildă, dacă matematicianul se ocupă de calcule, da, și folosește cifre, vine filozoful și se întreabă ce sunt cifrele, corect? Deci filozoful trece cumva de latura asta materială, efemeră, și trece cumva, transcendă această lume. Da, exemplul tău cu cifrele se leagă și de Pitagora. Da. Ei vedeau cifrele ca pe un ideal transcendent. Cifrele sunt esența lumii astea, din ele se compune universul armonios. Dar faptul că filosofia este regina tuturor științelor, dacă mă înțeles bine, da. E adevărat că știința, și cu precădere în secolul al XIX-lea, psihologia și toate științele umaniste și-au putut câștiga autonomia, să zic așa, din filosofie. La început știința a fost filosofie. Asta este subliniat și în cartea lui Isaac Newton, Principia de filosofia prima, nu mai știu exact. Da. Dar că se confunda știința cu filosofia. Uh-huh. Probabil că filosofia și-a câștigat o proastă reputație pentru că se ocupă și cu ceea ce nu putem verifica empiric în lumea sensibilă. Uh-huh. Și de aici s-a desprins știința, care verifică legile naturale care stau la baza lumii sensibile, lumea materială, cât timp filosofia pare să meargă în să fie speculativă. Numai că în filosofie speculativ înseamnă să raționezi, nu să speculezi fără niciun rod. Deci să ai o finalitate până la urmă. Se desprinde cumva filozoful de societate și de lumea asta înconjurătoare? Și de ce te întreb asta? Deoarece impresia generală este că cei diferiți, da, cei care se focusează și aprofundează un anumit subiect, tind cumva să fie așa mai dați deoparte de societate, mai ignorați. Ți s-a întâmplat vreodată treaba asta sau crezi că este adevărată sau depinde mai mult de cel în cauză? Adică să, din cauza faptului că filozofezi, să fii cumva, nu știu, să fii izolat, nu neapărat să te autoizolezi, dar cumva să fii dat la o parte de ceilalți. Cum vezi treaba asta? Da, pe unii că merită întrebările filosofice. Da, da, da. Pot să-l invoc pe Socrate, care e bun un exemplu. El a avut o metodă dialectală de a întreba oamenii ce înseamnă un anumit lucru, ce înseamnă asta. Ce voia el de fapt este să-i facă să conștientizeze propria ignoranță. Da. Dar oamenii au început să-l urască și așa s-a ajuns la condamnarea lui. Acum fi vorba, chiar nu, oamenii nu vor să audă de, în esență, o întrebare de pildă ce este virtutea, poate părea simplă, dar e dificilă. Da.
Mai că oamenii nu vor să audă de așa ceva pentru că s-ar complica și eu, sincer, chiar așa văd lucrurile. Dar cred că este o problemă deoarece foarte multă lume are impresia că știe, așa cum spunea Socrate, sunt deștept deoarece știu că nu știu nimic de fapt. Și de aici trebuie să plecăm, deoarece dacă noi avem impresia că știm foarte multe lucruri și ne trăim viața în modul ăsta, că deja știm dinainte, din păcate vom ajunge să cunoaștem foarte puține lucruri din cele care am putea să le cunoaștem. Deci potențialul nostru cumva n-ar mai fi fructificat poate nici măcar jumătate din ceea ce putem noi deveni, tocmai din cauza ignoranței astea că deja știm. Și cum ai spus tu, filozoful își pune întrebări, de aici pleacă. Însă să vorbim puțin și despre rolurile practice, să spunem, deoarece am văzut un studiu că undeva în următorii 20 de ani, depresia va fi cea care va ucide, va fi principala cauză din care oamenii mor, da? Deci va fi dezastru tocmai din cauza depresiei. Și aud foarte multă lume spunând că a fi programator este la modă, da? Și într-adevăr este la modă, este foarte căutată această meserie. Însă cred că în viitorul apropiat, da, nu îndepărtat, și filozofia va fi extrem de importantă. Plecând de la premisa pe care ți-am spus mai devreme că depresia va fi din ce în ce mai întâlnită în societate. Te ajută acest mod de gândire să treci peste problemele acestea ale vieții? Cred că ar trebui niște lămuriri preliminare în legătură cu depresia și ceea ce m-a întrebat. Sau crezi că te face cumva chiar să fii și mai depresiv, adică te bagă și într-o ceață mai tare filozofia? Paradoxal vorbim. Paradoxal, da. Eu cred că tendința asta de a avea depresie este cumva favorizată și de științele noi care evoluează. Da. Genetica, astrofizica și restul care mai sunt. Până nu de mult, până în epoca modernă, omul era centrul universului. Da. Viziunea antropocentrică. Da. Am putea spune că nu, probabil oamenii nu erau așa de depresivi. Da. Numai că odată cu evoluția științelor moderne, se pune accentul și pe latura asta nihilistică, că scopul vieții este moartea și că nu contează ce faci, că până la urmă nu o să mai contezi. Da. Și asta poate duce spre depresie, mai ales dacă nu ești înțeles sau chiar nu găsești o soluție, un remediu. Filosofia poate fi un remediu pentru depresie. Da. Sunt câțiva filosofi care tratează tema asta, mai precis din secolul al XIX-lea, și asta e indisolubil legată cu sensul vieții. Da. Unii recomandă, cum ar fi Kierkegaard, acel salt al credinței, care rațiunea ar trebui să fie pe locul 2, și să faci un salt către credință ca să crezi în ceva transcendent, într-un agent divin, ca să nu mai ajungi la perspectiva asta nihilistă, ci a luat amploare odată cu Nietzsche, cred, după mine. Unii filosofi abordează și problema sinuciderii. Așa. Dar ei nu o recomandă. Da. Chiar dacă viața este suferință, așa cum zice Schopenhauer, putem să nu... Nu trebuie niște noțiuni preliminare, da, trebuie adăugate aici ca să... În grosă modă trebuie trăită, indiferent de... Și Kant și toți nu o recomandă. Dar Camus, de exemplu, un filosof. Așa. Da. E cel mai cunoscut prin mitul lui Sisif. Nu recomandă sinuciderea, care înseamnă doar că viața te-a întrecut și nu mai poți să-i faci față. Exact. Putem accepta faptul că odată cu
răspândirea științelor moderne. Să zic eu, abisul care e o simbioză între om și univers, uh-huh, se mărește și omul conștientizează abisul, dar Camus zice că trebuie să stea față în față cu el și să treacă peste el. Adică, ok, mor, dar am să fac ceva să merită viața trăită. Și asta e la el revolta, mm-hmm, filosofică. Uite, o curiositate de-a mea, că tot avem aici în studio, cum sunt foarte multe teorii, le-ai enumerat și tu, despre ceea ce se întâmplă după această viață trecătoare, efemeră. Tu de care parte ești? Consideri, adică ești de partea, sau ești de acord cu teoria asta nihilistă, cum că nu mai contează absolut nimic, nu se va mai întâmpla nimic, sau ai mergi pe o notă pozitivă? Sau încă ești prea tânăr pentru a-ți fi format-o încă? Nu, asta e și un rezultat paradoxal al filosofiei, că cu cât sondezi, ajungi să fii față în față cu abisul și o să trebuiască să stai cu el alături. Da, asta se accentuează în filosofie prin moartea lui Dumnezeu, cum zice Nietzsche propune reevaluarea valorilor și nu mai contează valorile creștine, că există alte valori. Totuși, am citit undeva și îl găsesc foarte adevărat că omul ar prefera să aibă ca scop nimicul decât să nu aibă niciun scop. Foarte, foarte frumos spus. Francesc, nu mai avem mult timp. Promit că o să revenim și într-o altă ediție. Tu ești olimpic național la filozofie. Spune-mi, te rog, când ai etapa națională? 21-26 aprilie. Perfect. Promit că o să ne întoarcem și Doamne ajută să vii cu premii. Și a fost o plăcere să te avem în studio. Mulțumesc mult. Da, doamnelor, domnilor, așa gândește un tânăr filozof. Intrăm acum într-o pauză de publicitate, după care vom reveni cu a doua parte, vom vorbi despre teatru, despre arta actorului. Pauză și revenim.